Bună ziua, dragilor, sunt bun găsit la întâlnirea cu profanii, suntem din nou la treabă. Iată, începem cu clasa care? Clasa? Pregătitoare, așa. Nu e să mai zic clasa 0, când există clasa 0, adică și nu s-a gândit. Clasa pregătitoare. Deci, tema pentru acasă, clasa pregătitoare. Așa, ce amintește, noi am discutat o serie de întrebări de data trecută, revedem că așa suntem la clasă, revedem lecțiile care am făcut data trecută, da? Ia să zicem tu, să-mi spui așa, pentru cifra 7, care sunt numele prietenei care dau pe 7? 7 și 0. 7 și 0, foarte bine. 7 și 0, e dat cu 7, aloc. 6 și 1. 6 și 1, perfect. Fac tot 7. 5 și 2. 5 și 2, foarte tare. Apoi. 4 și 3. 4 și 3, excelent. Ai improvisat foarte repede, că văd că le spui foarte rapid. Da. Și ar mai fi cine? 3 și 4, da. 4 și 3 sau 3 și 4 e tot atât. V-a pus la treabă. Da? Foarte bine. Pentru 8, am vrea să revedeți pe toate numele prietene care dau 8. 0 și 8. 0 și 8. 0 și 8, face 8. Apoi? 7 și 1. 7 și 1. 7 și 2. 6 și 2. Foarte tare. 5 și 3. 5 și 3. Fac 8. Apoi? Ai o singură. 4. 4 și 4. Așa. Foarte tare. 4 plus 4. Asta sunt numele prietene. Hai pentru 9. O să le vedem pe toate numele prietene. Care dau pe 9. Cele două numere care împreună fac 9. 0 și 9. 0 și 9. 0 plus 9. Egal cu 9. Apoi. 1 și 8. 1 și 8. Sigur că da. Că a crescut ăsta cu 1 și le-a de la 8. 1 plus 8. Egal cu 9. Apoi. 2 plus 7. Ai gândit foarte frumos. 2 plus 7. Egal cu 9. Apoi. 3 și 6. 3 și 6. Tot 9. Apoi. Deci gândește repede. 4 și 5. 4 și 5. 4 plus 5. Face 9. Și? 4 plus 5, 5 plus 4. De ce nu oprim aici? Nu mai are rost. Da? E comutativitate, exact cum spui tu. Și pentru 10, vreau repede să-mi spui toate perechele care fac 10. 0 și 10. 0 și 10. 0 și 10. 9 și 1. 9 și 1, da? 9 plus 1. Egal 10. Apoi. 8 și 2. 8 și 2. Foarte bine. 4 și 10. Apoi. 7 și 3. 7 și 3. Am 10. Apoi. 6 și 4. 6 și 4. Am 10. Apoi. 5 plus 5. 5 plus 5. 5 plus 5 egal cu 10. Și le-ai spus pe toate. Acum, Eva, vreau să spui cât face 10 minus 2. 10 minus 2. Oh. Cum ai făcut? Cum ai gândit deodată? Așa, foarte repede de data spus-o. Bine ai făcut. Face 8, într-adevăr. Fiindcă 2 și 8, cât fac 2 și 8? 10. Erau prietene. Și dacă din 10 am scăzut pe 2, a rămas pe unul cealaltă. De fapt, am dat pe cine? Pe 9 și am ajuns la 8, nu? 2 am dat înapoi și atunci de aceea face 8. Pe cât face 10 minus 6? Te uiți 6 și cu cine face 10? Hai acolo șmecherii.
6 și cu cine face 10? 6 și cu cine? Este scris. 4? Sigur că da. Că i-ai dat prietenul pe 6 de 4 și a rămas 4. Dar 10 minus 4, cât face? 10 minus 4. Dacă le dai pe prietenul 4, cine a rămas? 6? 6, sigur că da. 6, pentru că ei împreună făceau 10. Și dacă din 10 scăzi pe 4, a rămas 6. Dacă scazi pe 6, rămâne 4. Da? Ia să vedem. 10 minus 7. 10 minus 7. 10 minus 7. Foarte bine. Și 10 minus 3, cât rămâne? Cât ne, da, dacă din 10 scădem pe 7. Ne rămâne? Din 10 dacă scădem pe 3. Din 10 dacă scădem pe 3, nu te uite la 10. Din 10 dacă scazi pe 3, rămâne? 7. 7, sigur. Dacă 7 și pe 3 făceau 10. Și le scădem pe 1, să rămâne cealaltă. Din 10 dacă scădem pe 4, am făcut 4, 10 scădem 5. 5. 5, foarte. 4. Din 9 dacă scădem pe 2, cât ne rămân din 9 dacă scădem pe 2, te uiți la linia 9, te uiți la 9 și le-ai scăzut pe 2, le-ai scăzut pe prietenul 2, cine a rămas? 7. 7, sigur că da. Pentru că din nou, dacă le scăzut pe 2, rămâne prietenul 7. Corect. Din nou, dacă scad pe 3, ia să vedem. Din nou, dacă scad pe 3, corect. Iar din nou, dacă scădem pe 7, din nou, dacă scădem pe 7, 2. Foarte tare. Dacă din nou scădem pe 6, din nou dacă scădem pe 6, 3. Foarte clar. Dacă din nou scădem pe 4, dacă din nou scădem pe 4, 5. Că dacă ar fost tot pe neamatul, da? Așa? Din nou scădem 4, rămâne 5. Și din nou dacă scădem pe 5, din nou dacă scădem pe 5, 4. 4, corect. 4. Bun. Ei, hai să încercăm acum să vă vedem și la 8. Din 8 dacă scădem pe 7, cât rămâne? Din nou dacă scădem pe 7. 1, sigur că da. Și din nou, dacă scădem pe 1, dacă scădem pe 1, 7. Sigur că da, foarte. Din nou, dacă scădem pe 2, din nou, dacă scădem pe 2, 8. Ne uităm la 8. 6. Corect. Dacă le scădem pe 2, rămâne 6. Și din nou dacă scădem pe 6, ia să vedem, din nou dacă scădem pe 6, 2. 2. Din nou, dacă scădem pe 5, cât obținem? Din nou dacă scădem pe 5, 3. 3. Și din nou dacă scădem pe 3, pe viața rămâne. 4. Da, dacă fiindcă 3 cu 5 făcea 8, fiindcă 3 cu 5 făcea 8, din nou dacă l-ați scăzut pe 5, o rămas 3, dacă din nou scade pe 3, vedem pe 3, trebuie să 5, sigur că da. 8 cu 5 se arată cu degențele 8. Arată în 8 cu degențele tale. Clar, 8. 8. Așa e, 4 plus 4. Dar eu zic să zic și un 5 și un 3. Vezi? 5 și 3 fac 8. Dacă închizi pe 5, rămâne 3. Dacă închizi pe 3, rămâne 5.
Da? Deci așa trebuie să înțelegi că 8-ul e format din 5 și 3. Uite, arăt și eu, da? 5 și 3. Din 8 dacă scad pe 5, rămas 3. Dacă din 8 scad pe cine? Pe 3, rămâne 5. Da? Asta am vrut să remarcăm foarte bine. Ia să vedem. Câte picioare are, să spunem, doi iepuri și două găini. Doi iepuri și două găini. Câte picioare au la un loc? Un iepure câte picioare are? Patru. Și dacă... Și celălalt iepure, fac 8. Așa, 4 plus 4. Și o găinușă? Câte picioare are o găină? Două. Deci până aici e sub 8. Da. Și mai bine că două picioare, fac 8 și cu 2. Și... Zece. Deci 10 au făcut până aici. Și dacă mai vine o găină, încă două picioare. Deci până aici ai făcut 10. Mai vine încă două picioare la 10, dacă se mai adaug încă două, cât fac în total? 12. Excelent! Deci egal cu 12. Da? Asta îmi indică câte 10 avem. Deci asta din pilocul ăsta câte 10 avem. Și asta câte unități am. Deci înseamnă ce? Când văd numărul 12 și știi că te înțeleg eu, uite așa înțeleg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci asta e 10. Și încă 2. Deci încă 10. Mai vin încă 2. Plus încă 2 liniuțe. Da? Și fac 12 liniuțe. Bun. Cât înseamnă 3 iepuri? Câte picioare au? 3 iepuri, câte picioare au? 14. Ia să vedem. Facem împreună. Înainte de a... Un 4 la primul iepuri. Plus încă un 4 la al doilea iepuri. Și plus încă un 4... Cum facem aici? La 8 a făcut pe acest. Foarte bine. 8. Și încă 4. Îi dăm prietenului ăsta, care îi mai trebuie 2 până la 10, da? Ăsta de aici. Și câte au rămas din 4 dacă am scăzut 2? A rămas 2, da? Că 4 e compus din 2 plus 2. Ei, 8 și cu 2 cât a făcut aici? 8 și cu 2 face... 8 și cu 2 e făcut. 10. 10. Și se mărimește încă 2. La 10 când se mărimește 2? 12. Corect. 12. Foarte bine ai gândit. Da? Dar... 4 iepuri, câte picioare o să aibă? 4 iepuri. Adică un iepuri, 4. Plus, încă un iepuri. Foarte bine, dar cum ai făcut? Că nu știu. Cum ai dat răspunsul ăsta? Hai să vedem împreună dacă ai făcut un răspuns corect. 4 plus 4 plus 4 și plus încă un 4. Dar până aici nu ne-am adunat? Știam cât fac până aici? Cât o fac până aici? Mai sus. Făcut 12. Și plus un 4, de la iepuri la 4, da? Fac cât în total? Ei, 10 avem o linie atinsă. Și 4 și cu 2 cât fac? 10 avem o linie. Iar 2 și cu 4? 2 și cu 4 cât fac? 4 și cu 2. Ia să vedem. 4 și încă 2. 6. Și-am pus-o pe 6 lângă 10 și-am făcut 16. Vezi? Foarte tare. Deci 4 iepuri înseamnă așa. 4 plus 4 plus 4 plus 4. Dar pe ce e dinainte aveam adunați? Și încât nu avem început eu zic 4 și 4 fac 8 și cu 4 zice muncesc. A fost șmecher aici. Am sesizat, știam deja. Că 3 din 4 i-am adunat mai înainte. 3 din 4 i-am adunat și am avut 12. Și am mai pus încă un 4. Să vedem câte picioare au 5 iepuri. Deci până
4 plus 4 plus 4 plus 4 și plus încă un 4. Plus încă un 4. Deci de 5 ori. Plus încă un 4. Oare cât face după tine așa fie? Oare ce-i mai adunăm pe ăștia 4? Nu i-am adunat sus? Ăștia 4 cât una? 16. Deci până aici ești făcuți. Nu ți nu ai luat în cap. 16. Acum mai punem încă un 4. Cât să fac? La 16 mai punem încă un 4. Ca și cum aș pune la 6 plus 4. 6 plus 4. 16 înseamnă așa, o 10 plus un 6 și plus un 4. Deci pe ăștia înseamnă o 10 plus un 6. Și uite câte face acum. 6 și cu 4, cât face 6 și cu 4? Asta vedeam. Avem undeva 6 și cu 4? Ia 6 uite. Și cu 4 fac 10? 10! 10! Uite, avem sus. 6 plus 4 fac 10. Deci asta face încă o 10. Și câte 10 avem acum? Una este aici și cu o 10, câte 10 avem? 10 și cu 10? Avem 20. 20! Foarte frumos! Foarte bine! Să știi că sunt foarte bucuros. Astăzi ai fost la înălțime, ai fost foarte atentă și sunt încântat să spun tuturor prietenilor noștri că Eva a făcut un progres foarte mare de față de săptămâna trecută. Aici a văzut prietenii toți. Pentru că tu ai lucrat acasă, spunem adevărat. Tu te-ai jucat așa și luau pe 7 toți prietenii, 9 toți prietenii, pe 9 toți prietenii, 10 toți prietenii. Ăsta e lucrul spectaculos. De ce ai fost mult mai sigură și aici mi-a oferit șansa să fac, nu știu, ca să vadă toți prietenii noștri, sau un lucru corect. Mi-a oferit șansa să fac socotelul de tipul ăsta. Eva, hai să mai facem câte ceasuri, să mă încadrez. Și 5. Mai fac de 5 minute, că am început un pic mai târziu și... Eva, te rog să urmărești așa. Te duci la bunicul, la țară, și el îi iubește foarte mult. Îți dă așa, fără să știe, tati, 10 lei. 10 lei. Tate nu știe. Și tu te duci la școală și tate are totdeauna grijă să dești un bănuț acolo ca să-ți iei tu ceva în pauză. Și îți dă și el 4 lei. Ce sumă ai tu când te duci la școală? 10 și un 4. La 10 mai pui încă 4, pești încă 4. Cât facă total? La 10, mai pui încă 4 lei al lui tati. Ca și poate fi 0 și cu 4. 0 și cu 4 fac 4. Deci cât fac în total? Deci vezi, tu știi să aduni 0 și cu 4. Da? 10 ar rămâne aici. Asta te învăț acum. 10 ar rămâne aici. Și atunci, peste 0 și cu 4, fac, pui pe 0 și cu 4, fac 4 și deci rezultatul corect este 14. Da? Cât face 10 plus 5? Ia să fii bani. Mă atentă dacă mi-ai descoperit șmecheria. 10 plus 5. 15. Așa, foarte. Cât fac 10 plus 7? 17. Perfect. Cine este? Vezi, dacă tu te concentrezi, dai răspunsul rapide. Foarte, foarte bine. Prea. Așa. Ia să vedem altceva. Cum avea o fie. Așa. Să-mi spui tu cât faci acum,
Pentru că dacă vrei să știi așa la bani, deci să vă spun cine să vrei să așa. Uite, Eva, 20, vină lângă mine aici, că mai avem treabă aici, 20 plus 8. Asta-i! Foarte tare! Deci, practic, scripești 8 aici, la 0. Aș mai zice 0 și 8. Deci, zice 20 și 8, da? 28. Cât faci? 30 plus 7. 37. Foarte frumos. Cât face 22? 22 plus 2. 20 și 4. Sigur că da! Sigur că da! Ați ales bine mobilul. Da? Deci ea se obișnuie să spună 7 cu 7, iar eu acum am creat un moment dificil, ca nu mi-ai spus tu, că ea putea zică 22, nu? Așa este. Uite, dar nu s-a picat din capcană, a fost atentă. Cât face 23? 23 plus 2. Ești atent, da? 23 plus 2. Și după asta, cred că o să încheie. 23 plus 2. 25. Foarte frumos. Sunt foarte fericit. Sunt foarte fericit că tu te-ai prins foarte repede la chestiunea asta. Eva, mărturisesc că mi-ai făcut o impresie bună, foarte bună astăzi mie și prietenilor noștri. Toți cei care au urmărit dialogul nostru au înțeles că te-ai pregătit foarte atent. Așa că temă pentru data viitoare, reiei începând de la 4. Toate desconfundările. 4, cine și cu cine fac 4? 0 plus 4, 1 plus 3, 2 plus 2. Da? Care sunt cele doi prieteni? Deci care dau pe 4. Și te duci așa, te duci așa, până la 10. Da? Faci și pentru 5, și pentru 6, și pentru 7, și pentru 8. Și, da? Și pentru 9, și pentru 10. Asta ca să ai bani. Și de desubt faci scăderile. Că trebuie deci de desubt, cum ai văzut aici, facem și scăderile, da? Este esențial. După care, începem să zicem 10 plus 10. Da? 10 plus 10. Am avut 20. 20 plus încă 10. Da? Că fac 30. Adică ce? Să adunăm câte din 10 în 10. Da? Cu 10. Și ajunge până când să vedem cât fac 30 plus 50. Ia să vedem. 30 plus 50. Ca 3 plus 5. Ne gândim. 3 și cu 5. Da? Iar caut acum, acum de sprijin. 3 și cu 5, cât făceam? 5 și cu 3, da? Fac 8, nu? 5 și cu 3 fac 8. 30 plus 50 va face 80. Da? Deci, așa de lucruri cu 10 ne jucăm și o să fie foarte, foarte bine. Ne oprim aici. Dragilor, sper că v-a impresionat în mod plăcut Eva, este fetiță conștiincioasă și o să vă urmăresc cu foarte mult drag și nepoțelele mele, cea din America și cea din România. Da, da. Maria și cu Ana. Maria e din România și Ana din America. Bun, de-așa te știu, te văzut pe tine la lecții și știu foarte bine ce faci tu. Lecții foarte frumoase. Așa, dragilor, la revedere, intrăm cu Miruna.